Da, mai tâmpit de creier dureri. De nu ți-a făcut cu mine aici, iertă. Mamă, dar ți-e Bă, mi-a... scaune fine aici, mamă. Știi și te pat frumos aici. Mi-a trecut timpul destul de frumos, dar... Bă, să nu fii murdar pe salopeta aia să-mi faci, să-mi plătesc camionul că te Nu, găsești nu, adreci. nu, 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 că n-am făcut treaba azi, n-am făcut nimic, am plecat și eu să mă întâlnesc Da. cu... Ai plecat și tu să te întâlnești. Iar te duci după Mirela? Păi ea m-a chemat de data asta și a zis ca să nu mai vină ea acolo să mă las ca fraiera să aștepte, să vin eu. Acum să Da. vedem dacă mă lasă și pe mine să aștept ca fraierul. E Auzi? nasoală Dar treaba, după să aici vă împrumut trebuia și să mie ăsta intru. să plec o dată după Mirela? Ce să faci? Să vă împrumut camion. Ba da, stai așa. Unde vedeți? Ți-l las aceea? Hă? Păi nu, când n-ai treabă. Că nu, uite, fii atent, că te-l opresc aceea, ți-l las aceea. Ia-l și du-te după. Hai, salut! Salut, salut. Stai așa că am uitat actele. Bună ziua. Bună ziua. De drept le-am pus. Uite aici actele. Ok. 24 de De pale. paleți. Da. Ok. 24, dar se face de cu 20. Ba. 24 de paleți. Încărcați. Oh, ok, perfect. Deci, nu. Bun, e perfect. Problema care e, eu vă las camionul aici, Ok. da, să-l descărcați, o să-i închid decât cabina, o să-mi sting girofarele ca să nu consume bateria. Eu zic că e parcat destul de ok așa, nu? Sau vin Da, mut da, în da, altă da. parte Nu, e ok, e ok. și îmi dați un telefon când îl terminați ca să vin eu după el să-l iau. Na, bun, bun, perfect, așa facem. Transferul bancar sau? Transferul, da, se face, poți să rămâi încolo. Am Da? băgat bani acum trebuie când intră, nu știu exact. Am înțeles. Buongiorno ragazzi! Hola, Surprise, hola! domnul. E ziua! Allora? Am adus, i-am Ce faci? alea, i-am dat asta la o parte, cum zici. Prelățile, să apuce de descărcat. Să las camionul aici, o să sting girofarele și... De asta stăteam de vorbă aici. Să mă sune când termină de descărcat. Da, păi e, na, e, o să dureze un pic descărcatul. Ce zici? Merge la o bere? Merge, Că mai merge, avem dar ceva, mai avem și niște chestii de făcut? Mergem, dar nu la o bere, cred că mergem la ceva să mâncăm, că mă cam luat de stomac. Și pe Mâncam, mine, și mâncam. pe mine. Ce Ah, și și pe tu? tine, bă? Zi pe mine, E mă luat de bine, stomac, că am mâncat mic de azi, de dimineață. E lasă-mă, că bine, pe că tine te așteaptă Mirela. nici eu n-am mâncat. E, Miriela a parlat al telefon, nu? Zicea că vine, nu știu pe unde umblă, că m-a zăpăcit de cap. Am sunat-o, zic să vin acolo să fac un pic de curățenie, de la casă, la poliție, acolo nu a mai venit. Na, o zis că Cine e foarte știe? ocupată, că s-a băgat în niște afaceri. A, păi, Da, acolo e pe afaceri afaceri. mai faci. Da. Așteaptă-mă puțin. Uite, îți povestește Dorel ce și cum mă duc să-mi sting girofarele aici. Da. Da, domnule, deci totul e în regulă. Vezi, eu am zis că să mă sun, dar n-aveai numărul meu. Da, asta am vrut să zic acum înainte să pleci. Ia ce scrie numărul. Spune. 0722 Așa. 22 Așa. 31 Așa. 22 Ok. și atât. Bun. Ia, dă-mi un bip aici ca să știu Îți cine mă dau acum. sună, că să nu mă sună cu număr necunoscut, că nu mă răspund. Nu sunt, dacă se întâmplă numai de la rețea că am mai pățit. Dar Am rest, eu nu sunt fără număr. înțeles. Bun, o zi bună și ne vedem mai acolo. Ok. Hai, Ciao, la ciao. revedere! Deci, domn Ferruccio, cum vă ziceam, aveți nevoie de un ajutor acolo financiar, dacă puteți să ne ajutați pe noi, ca să creștem și noi, că încercăm și noi să ne Bă, facem... dar milos sunteți, bă, le-ați cerut și lui Johnny, cere și lui Ferruccio acum. Dar de Stai unde un pic. știi că i-a cerut lui John? Ei, aspetta un po', aspetta Mi-a să zis spui de și mi-au asta ce spun. păsăric. Că... Deja că m-a bătut soarele în cap și la ce afaceri mi-ai spus tu, m-a luat durerea de cap de tot. Nu? Asta zic și eu. Da.
Hai că vedem, ragazzo, acum am treburi serioase cu patraule, las că vedem și cu afacerile tale. Da, da. Am înțeles, domn Felice, nu insist, dacă puteți dumneavoastră, vestiți, așa, cât puteți. Da, da, da. Cât să poate, domn Fel, cât mai mult, că dacă, știi cum e, dacă au bani ăștia, au și afaceri cum trebuie. E pe profit, dar la mare, nu așa. Păi da, păi noi venim cu chestii inovatoare, chestii. Păi, inovație mare și pe voi. Îți dai cu seama tu ce se întâmplă aici. Asta? Deci ai cu schimb, n-ai mai schimbat-o? Ce se schimbă, mașina? A. No, mai țin un pic, că e... E practic aici, e... merg rapid cu ea și mă pot duce la drumuri lungi. Da, da, zic, dacă... dacă tot dacă, e pe firmă. Da, dacă tot e pe firmă, dacă nu o schimbi, mi-o lași mie, că și așa cu papucul meu de-abia mai merge, săracu. Știi că am făcut, da, da, vorbim, știi că am făcut tot schimburi pe acolo de ulei, nu știu ce, la reprezentanțe, dar nu mă mai duc, următoarea tură ți-o aduc la mitul, că ăștia se vagabonți. Da, apropo de asta cu primăria, cu actele alea. Ce, păi actele sunt toate pregătite, doar trebuia să treci și le semnezi, n-ai fost la notar? Păi n-am fost la notar să le semnez, că am zis că nu. Păi nu, te-a sfertat, doar te-a chemat, nu? Că i-am lăsat numărul tău să vă puneți de acord. Și de mine semna tot. Am făcut și clauză, tot cum am vorbit noi, cum am stabilit. Bun. Păi, hai să mâncăm ceva, dacă... Așa. Să că se opresc motorul. Aia ziceam și... Ia zi, mă, Dorel. Știi că mă găsesc pe Mirela. Mă enerva că... Nu mă rui, Iisus, suni? Ne-am numărit. Mă enerva că nu se... Să oprea motorul, știi? La un anumit timp. Și am dezactivat chestia aia și am uitat-o într-o noapte, tot noaptea s-a pornit. De asta, domnul Ferucioar, ce ai zis, mă, că n-ai? Ne-am minute. Păi ce dracu afacere faceți voi? Nu-ți face pe... și voi afaceri, să aveți măcar credit pe cartelă, să aveți, să vă spuneați între voi, să puneți cara la cap. Ai expirat creditul pe cartelă. Bună, unde vă mă dărele? Ai venit, mă? Am venit, uite, m-a adus patraul aici, că da. A fost băiat bun și m-a luat cu tirul. Vezi, să nu-i frumos în tirul ăla. Uite, ia de aici, de ce lei, ai. Lasă-mă la tine să bei cu cafea. Nu fii fraier, mă, nu-i da, că ăsta are bani mulți, știi? Da. Ai asta, patraule? Nu, mă, nu. N-am bani. Ai mi de loc, că el n-are bani, tu nu vezi, lui trebuie să cerșim în altă parte pentru afaceri. Are o grămadă, că știu eu. Lasă. Dar cu ce cântă la noi? De ce ai venit? Dorel, știu de ce a venit. Dar tu? Eu am venit să vă-ți faci dure. Oh, buongiorno, Mirela. Oh, domn Ferugio, vreau să-mi cer iertare, dar nu am avut timp să merg la casă să fac în poliția. N-am avut timp. Dar nu-i problemă că poți merge acum cu noi. Merge acum cu noi. Facem sau o poliție împreună. Eu m-am făcut cine treabă. Am fost până aici la... la piață. Am vrut și eu să cumpăr ceva, dar nu am găsit. E foarte sărăcăcios aici. Nu știu, Dorele, cred că trebuie să facem o afacere de-asta în piață. Da, sunt multe produse pe care nu poți să le găsești. Și cam care ar fi produsele? Avem și eu nevoie să cumpăr niște lămâi. Dar nu există lămâi, domne, aici. Am spus că nu are. Dacă vreau sare de lămâie. Dar eu nu vreau. Eu am nevoie de seama de la o lămâie. Dar n-am găsit nici măcar una. Da. Pe Mirelo, vreți să ne faceți supermarket acum? Da, avem noi bani de așa ceva. Crezi că trebuie să facem bătâi și noi ceva pe chestia noastră proprie. N-ați că la ce afaceri mi-a zis Dorial că face sapă, că el de plantat niște lămâi și... Da, chiar, e idee bună, uite că dacă tot nu putem să punem cocotier care să facă banane, măcar punem niște lămâi. Dacă alea reziste și la frig, nu trebuie să o pui pe Mirela să ne îmbrățișeze în parte pe fiecare. Nu vezi să nu le altoiești, să faci pruni în loc de lămâie. Da, patraule, am luat la, i-am zis să-mi pune la pachet vreo 30 de mici, niște bere rece și mergem. Hai, Mirela, să mergem noi să vorbim. Da, mergeți puii mei, mergeți cu Dumnezeu înainte, aveți grijă să nu vă împiedicați să intrați unul într-altul pe cum caseta în casetofon, că vă găsește, dragi. Și, apropo, vedeți că banii care trebuia să vi dea John e la mine. Vin eu, vă finanțez. Vă finanțez eu. Păi de mărâțică, avem nevoie de ei.
Pe voi veniți la mine cu niște chestii, cu niște acte, cu niște contracte semnate, cât alea și vă fac miramentul așa frumos, alea frumos, pe semnătură, pe nu știu ce. Dar tu știi câți bani am vorbit noi cu John S.N.D.? Da, da. E, cât? 5.000. Nu, greșit, răspuns greșit, mai ai voie la o variantă, da. John mi-a spus că ar trebui să vă dea 100.000, numai că el nu prea e încrezător așa în afacerea voastră și a zis că o să vă dea de început 5.000. Urmă... Eu știu altceva, era vorba de 10.000, tu nu cumva ne păcălești, mântorele, eu zic că nu prea am încredere în el, de asta spun, el are bani, spun. Eu de 10.000 n-am auzit nimic, că am auzit doar de 5.000 care să vă dau vouă. Și nu e 5.000 de lire, e 5.000 de lei. Așa că nu, vedeți cum e cheltuiți. Dar ăla ăsta ne păcălește. Nu, te rog să nu pui botul la ce spune el, da? Lasă că o să vorbesc eu cu John altfel. Bine, da. Dacă vorbești cu John, atunci eu nu mă băgat. Dacă vorbești altfel. Dar cum vorbești tu altfel? Stai așa că cum ai văzut. Îi explică tu, Dorel, cum vorbești cu John altfel. Lasă, încă știu eu, nu trebuie să știe de lumea în secretele mele. Da. Patraulea, mergem sus, că am luat de mâncare, de băut, mergem sus la fermă? Mergem la fermă. Stai așa că trebuie să le dau niște bani la ăștia, niște 5.000 de lei și... Ok, eu întorc. Deci, îi vreți acum sau nu-i vreți? Nu, Dorele, eu spun că nu. Lasă că vorbesc înainte cu John, că eu simt că nu e bun aici, nu miroase bine, nu. Deci, sigur, tu. Deci nu-i vreți, da? Păi nu, eu zic că nu. Nu, treaba voastră. Dă-te mă din drum să treacă tante Maria, mă, că vezi că e săraca bătrână, abia merge. Scuze. Mai și fumează, și-a luat țigări. Da, Mirelo, da. Deci tu când vii să faci curățenie? Eu o să vin, după ce o să stau puțin cu prietenul meu, Dorel, oricum n-aveți nevoie de mine, acum. Mai rău o să vă încurc, da. Da, ok, hai. Mă căutați voi de bani, da? Vorbiți cu John și spui lui John să mă spune pe mine dacă are ne lămurit. Că noi suntem atât de buni încât banii o să ne caute pe noi. Da, nu e așa de rele. Da. Pe noi suntem buni, tu vezi, că suntem cu inima mare. Da. Iertați-mă pe mine, nu cât de alta, dar am o grămadă de treabă și sărăcește și mici. Hai, vă pup! Da, azi, bine, hai, de domn Ferruccio, că nu mai mă doare capul deși. Bă, da, e belea cât e casa. Belea. Băi, da, cum mi s-au găsit atât de bine? Nu știu, da. Nea Vasile mă tot sună pe mine și mă întreabă că ce se întâmplă cu ăsta, că cere libere peste libere, că a început să facă figură la magazin, că el lucrează la noi la magazin. Aha. Dar nu mergem la... Nu mergem la... La fermă? Ba da. Pe unde? E, mergem pe aici. Stai că pe aici e drumul, vreau să cobor, vreau să mergem pe aici, pe la câmpurile astea, să vedem ce mai este. Să mergem pe spate. Ce vreau să zic, tractorul ăla nu prea mai pornește, nu mai merge deloc. Ce tractor, Fendu? Nu Fendu, Fendu Estas, cum se cheamă, ăla... UTB-ul? UTB-ul ăla românesc, ce mi l-a lăsat. Păi uite aici... Nu e problemă că, da, e mai mult, nu știu dacă pot să-l aduc pe ăsta, pe Mitu, cu sculele aici. Dar trebuie să-l ducem la el, la service, acolo, la noi. Aici mai avem două parcele de arat, suntem un pic cam în urmă cu lucrările din ce am văzut eu. Ce facem până la urmă? Băgăm la rapiță sau nu băgăm la rapiță? Că ar trebui să băgăm niște rapiță cât se poate de repede. Da, trebuie să punem neapărat. Așa, ce vreau să zic, îl duci la Mito, îl urcăm pe platformă? Dacă plătești transportul și ale, eu îl duc, n-am niciun fel de problemă. Păi da, na, să-l aranjăm un pic, încep acolo și lucrările și... Păi bun, aici tu ce zici, nu? Să-l mai folosim. Cât o să coste reparațiile? Ha, bar n-am, nu știu, că mai are o grămadă de piese pe acolo după la tractoare, n-ar fi asta o problemă. Dau mașina un pic, unde? Să nu ne încurce aici. Da, bă, ce am găsit silos, spate la manet. Aici, așa.
La ce face figură, la pornire sau la ce? E, na, nu numai pornirea. Tiranții ăștia, nu știu, aici s-au blocat ceva, nu mai coboară cum trebuie. Uite, îmi ridică când prea sus, când prea jos. Trebuie făcut așa un pic o revizie, așa să zicem, total, nu? De pornit știi că pornește greu. Nu am înțeles. E, na, tu ce zici? Eu n-am ce să zic. Oricum, se face o revizie, vedeam cât costă, îl punem pe platformă și poți. Asta vreau să te întreb, asta de balos putem să folosim și ca platformă, că normal ea platformă ar fi. Da, da, bineînțeles. Se coboară astea jos, îl putem încărca și te duci cu fiendul. Ce, nu poți să mergi până la tine acolo cu fiendul? Ba da, nu e niciun fel de problemă. Bun. Deci îl urcăm pe platformă sau întâi mâncăm? Sau mâncăm pe urmă? E, hai să-l urcăm întâi și după aia mâncăm, nu? Da, hai. Să-l luăm de-o grijă. Dă un pic în față și ți-agăți eu ăsta, da? Așa. Ok, poți să ieși afară, că am cuplat eu. Să văd eu cum ies aici, că edita mai namila. Asta nu... Îl ating pe aici. Bine, bine, bine. Hai că tu ești învățat cu utilajele astea. Experiență? Să lăs rampa. Lasă-le mai jos, 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 jos. Ok. E bine așa? E bine, e bine. Ideea e că ar trebui să o dăm puțin în față, putem să-l scoatem pe ăsta de aici. E, da, că nu prea e unde să faci manevre. Hai un pic. Mai dai un pic cum... Op, fermă-te, cozi! Ia urcă-te tu să vedem cum îi dăm la automat, să vedem ce-i facem. Ia, dă-i de acolo, de la electromotor. Hai, hai, hai. Dei, 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 dei. Ăla-i. Hai că luat-o. Ia, îți dau un pic mai în față să mă cobor. Hai, urcă-l tu că... Vin să nu-l răstorn pe aici. Hai un pic să-i să ducă și lui un pic uleiul ăla că... Are ulei gros băgat. Îl pui cu spatele. Îl întorc un pic, că n-am cum să-l bag direct. Bine, 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 cozi, bine. Dai, vene dritto così. Mai dau in faccia? Dai mai in faccia un pic, dai mai in faccia ca să fie echilibrat greutatea. Încă un pic, încă un pic, a posto, lasă-l così. Să-i punem niște cinghii, nu? Hai, punem să-l prindem aici. Ăla e. Închidem și ușa asta să nu mai avem probleme cu ea. Păi, nu, ce să zic.
O să ridicăm toate astea și pe urmă când o să plec, o să plec cu ăsta. Ideea e că atunci camionul o să-l las aici și îl iau altă dată. Când vin să aduc tractoarele înapoi, atunci vine și iau și camionul. Da, e camionul dacă nu. Păi, dacă ai treabă cu el, îmi spui și ți-l trimit pe Siile și îl trimit curat înapoi, cum îi se cheamă, cu maxi-taxi. Da, nu-i problemă, nici așa, și așa, alte... Dar nu, e că deocamdată n-am treabă cu el. A, m-a sunat... Cum se cheamă? Am vorbit cu ăla, cu lemnele, cum îl cheamă, cu Neaurel. Vecinul tău. Neaurel. Așa, cu Neaurel. Și cum îi zice, au zis că o cărat niște lemne, au făcut un afară, nu știu ce, acolo mi-a lăsat factura în camion. Da. Yeah. Ok, ok, e bine, e așa, dacă mai găsești, dă-le la muncă acolo, nu contează, ori și pe mai mult și pe mai puțin, adică să nu stai deloc, să meargă, să învârte roata. Da, pe acum am început niște dezvoltatori acolo să facă ceva pe lângă noi și au nevoie de utilaje, da. Și s-ar putea să le cam închiriez pe toate și de asta am zis. Ăla cu prelată săptămâna viitoare, știi că îl trimitem cu mobil în Italia și vine înapoi cu struguri. Da, 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 nu e problemă. Am găsit o combinație bună acolo, scoatem și la transport și câștigăm și la struguri. Le facem noi ce trebuie. Hai să adu micii, să iau și un mic în gură, că ați spus plec. Hai, mă duc acum să aduc tot din mașină. Adu-mi cu că eu îmi iau pe tractor și am plecat, până atunci ridic și o rampă. Da, 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 pregătește-și tu acolo. O durele că ziceai că mergi cu mine înapoi, cred că nu mai mergi cu mine înapoi. Că n-am unde să te mai ia. Lăsăm și pe ăsta pornit, să fie tot ce trebuie aici. Închid ușa. Sunt cu aerul condiționat. Ia uite că am pus aici pe remor, că e aici așa. Mâncă, ia o bere rece. Nu mai beau bere, că dacă plec cu tractorul mie să nu mă oprească, dragi ăștia, pe aceea ce știi. Nu, no, stai cu minte că i-am pus eu pe toți în teme, să nu mai oprească. Nu, e vorba de aici, e vorba la mine, că în partea alta a venit unul inspector prună. E de rând de pe casa cu el. Am auzit ceva, dar să vorbesc cu șeful de aici. E un pulifrâș de ăsta care n-are ce face, el își face datoria, dar nu trebuie să face cum trebuie. O să cheme direct șeful lor de la județ, că doar ei le cunosc, e amicul meu. Și rezolvăm treaba, că eu deja aici în comună știi numele tău, nu te mai oprești. Adică, ragați, că elabora nu cum mea, că până la urmă ai văzut că lucrăm destul de legal. Acum că mai bea o bere omul, nu a plecat niciunul băut cu mașina, că niciunul nu-s de acord de să meargă băut pe drum. Dar am o băut o bere pe aici prin sat, după o zi de muncă, eu zic că nu e o problemă. Ai, că nu prea sunt legile din Italia, din alte țări, că în alte țări îți mai dă voie să mai bei o bere, dar aici nu-ți dă voie să bei nicio bere. Da, da, da. Și asta dacă te pune să sufli în alcool testul ăla, cum se numește nebunia aia, tot îți iese. Da, da, da. Asta. Uite, tu ce zici? Nu mai trebuie un pic curățit, dar eu zic că cauciucurile astea mai merg, nu? În gomile, sunt destul de ok. Merge, n-are treabă, pentru ce ne trebuie nouă ăsta aici merge, că în rest avem paralelte și... Păi, na, trebuie să începem de asta, să-l punem un pic la punct, o să începem lucrările și aici, că suntem un pic în urmă. Deja am trimis, Gianni-i trimis cu Sile, îți duci la Arat. Avem terenul ăla chiar distrugătorii de acolo, îi duci la Arat, l-a pregătit. Lasă să punem una să facă treabă. Bun, hai că am plecat și eu, aici să nu mă prindă noaptea, că n-are niciun rost. Și de bine, patraule, mai devreme. Hai. Ne auzim. Dacă o vezi pe Mirela, trimite-o cu aștept aici, că mai stau pe aici la casă, că mai am treabă. Trimite-o să facă poliția. Să vedem pe unde trebuie. Hai, ne auzim. Da, bine, nu mai spun. Dacă o vezi, îi spui. Bine, drum bun, patraule. Mersi. Ia, să-i dăm drumul la treabă. Asta merge undeva cu vreo 50 de km pe oră. Când o să ieșim la asfalt, putem să-i dăm TB-ul la mancura cum trebuie. Nu avem nicio problemă. La intrare până aici și pe acolo o să-l lăsăm mai încet, că sunt puțin drumurile cam proaste, dar cel puțin pe aici pe un bolțeș și ăsta sunt destul de ok drumuri. Drum lung și anevoios. Drumul și la giroparele astea.
Da, mă, oameni buni, ce să mai una peste alta, avem o grămadă de mers, așa că o să ducem tractorul ăsta lui Mitu să-l repare, să vedem ce poate să scoată din el. Oricum, am văzut acolo niște piese pe care sunt foarte bune și cred că îi spun să ia după un UTB de-al meu și să facem un pic de schimb. Asta are probleme cu pornirea, am eu o pompă de motorină pe acasă, eu dau să o pună pe el. Dar electromotorul e nou, că a zis că e problema de la electromotor, da. Nu e problema de la electromotor, că electromotorul e nou-nouț. Așa că, bă, oameni buni, ce să vă mai zic? Toate cele bune, numai bine și cum vă spune patraulea de fiecare dată, fiți cu minte, nu cu minți. La revedere, voice!